Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Zilele Sănătății Mentale. După cum știți, pe 10 octombrie în fiecare an sărbătorim Ziua Internațională a Sănătății Mentale. Astăzi, în cadrul acestei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, vorbim cu Mihaela Zved, psiholog, psihoterapeut. Venim ca de fiecare dată și cu o recomandare de carte. Este vorba despre cartea Sparge tiparele, cum să-ți recapezi libertatea de a fi tu însuți, prin terapia schemelor de Gita Jacob, în colecția Psihopractica a editurii Herald. Am să vă arăt și cartea la cameră. O carte superbă, o carte despre care am mai vorbit și despre terapia schemelor. Modurile psihocomportamentale și strategiile de gestionare prezentate de autoare în această carte ascund, după cum spune ea, rămășițele unor răni și eșecuri care au avut loc de mult, fiind urme ale unor momente în care mama a respins expresiile iubirii noastre de bebeluși, educatoarea sau învățătoarea ne-a ignorat sau când colegii de clasă ne-au șicanat. Umilirea și respingerea au rămas însă până azi în memoria noastră celulară, transformându-se cu fiecare reactivare schematică în căi mai mult sau mai puțin bătătorite prin rețeaua neuronală. Aș începe discuția noastră de la definirea unui cadru general, ce înseamnă un adult sănătos din punct de vedere psihoemoțional și ce facem cu toate aceste, prin intermediul terapiilor. Indiferent că vorbim, eu știu, despre terapia dialectică, despre terapia schemelor, despre terapia cognitiv-comportamentală sau cea integrativă sau multe alte forme de terapie, cum reușim să depășim sau mai degrabă să internalizăm și să gestionăm, să vedem exact tiparele relaționale cu care noi venim din copilărie. Că vorbim despre tipare comportamentale, că vorbim despre pattern-uri, că vorbim despre stiluri de atașament, apropo de cele patru stiluri de atașament al lui John Bowlby, despre relația noastră cu părinții noștri, câtă iubire am primit sau, eu știu, câtă afecțiune, câtă încredere, cum ne-au fost afectate, să spunem, încrederea și stima de sine, dacă am avut parte sau nu de etichetări, de judecăți de valoare, de critici, gândirea critică din partea părinților și cum toate acestea, și nu numai a părinților, pentru că pomenea puțin mai devreme autoarea, și cadrele didactice, chiar dacă avem acasă niște părinți foarte, sau am avut foarte empatici, și foarte iubitori și înțelegători și au fost tot timpul alături de noi, probabil că ne-au afectat, să spunem, reacțiile sau comportamentul unor profesori, a unor cadre didactice, că tot discută acum pe rețele de socializare de anumite cadre didactice care se comportă într-un anumit fel cu copiii și, bineînțeles, reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales reacțiile unor părinți care au avut curajul să spună ce li s-a întâmplat și lor în propria copilărie. Pe colegul X, profesorul de matematică, îl dădea cu capul de tablă sau de bancă, sau venea și dădea palme cu rigla peste mână, sau tot felul de etichetări, nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic. Deci putem avea astfel de reacții nu doar din partea părinților, dar și a persoanelor cu care noi intrăm în contact. Și cred că pe lângă părinți, cadrele didactice sunt persoanele cu care noi petrecem cât mai mult timp până la urmă, nu? Pentru că un copil, un elev, să spunem, își petrece într-o zi poate jumătate din timp și o petrece cu părinții, respectiv bunicii, dacă vorbim de familie extinsă, și jumătate din timp și o petrece la școală cu colegii și cu profesorii. Că e vorba de educatoare, învățătoare, după clasa a 5-a, profesori de diferite discipline, până la terminarea liceului sau chiar a facultății. Da.
Așa este. În primul rând, bună ziua tuturor și mulțumesc de invitație, Sorin. După descrierea ta, stau și mă gândesc, într-adevăr, este dificil în ziua de astăzi să ne păstrăm starea de normalitate și de echilibru, da? Pentru că provocările sunt foarte mari și foarte crescute. Și aș începe prin a-ți răspunde, uitându-ne în primă fază la îndeplinirea nevoilor de bază. Pentru că cumva lucrurile de aici pornesc. Și avem niște nevoi de bază în viața noastră, care, dacă ele au fost împlinite sau nu din perioada copilăriei, lucrul acesta ne influențează în perioada noastră adultă. Prima nevoie de bază este nevoia de atașament securizant, da? Nevoia de atașament sigur. Avem nevoie, practic, de un cadru de siguranță. Avem nevoie de de stabilitate. Avem nevoie să fim văzuți, auziți, validați, să fim importanți pentru cineva, da? Cineva să răspundă nevoilor noastre într-un mod consecvent, predictibil, da? Pentru că dacă ar fi să luăm, de exemplu, bebelușii, nevoia lor este ca cineva să fie acolo pentru ei, să se simtă cumva în siguranță că cineva răspunde nevoilor lor, da? De foame, de nevoile pe care le au bebelușii. Și dacă ne uităm la perioada de atașament, așa cum ai menționat și tu mai devreme, practic atașamentul se formează în primii 2 ani de viață, da? Și reflectă foarte mult modul în care adulții relevanți din viața noastră ne-au acoperit aceste nevoi. Și felul în care ne-au acoperit aceste nevoi, da? Dacă au răspuns într-un mod consecvent la ele sau dacă câteodată au răspuns, câteodată nu au răspuns nevoilor. O a doua nevoie de bază este nevoia de autonomie și de identitate personală. Pentru că odată ce copilul crește, are nevoie cumva să identifice cine este el în afara părinților. Unde începe el și unde se termină, da? Să vadă un pic forța lui, capacitatea lui, da? Ce poate face el de unul singur în afara părinților. Și aceasta este o nevoie de bază. După cum știm, este dificil pentru părinte cumva să dea libertate acestui comportament, pentru că mulți dintre noi avem tendința asta, da, uite, să delimităm cadrul sigur copilului, știi? Aoleu, ai căzut, hai de repede, ridică-te, ești în regulă, da? Dar copilul așa descoperă lumea. Prin tatonare, da? Prin încercare și eroare. Se împiedică și își dă seama că dacă a călcat acolo, locul ăla poate este nesigur. Da? Dar învață ceva din asta. O altă nevoie este nevoia de a învăța despre limite, despre granițe și autocontrol. Iarăși este o nevoie unde noi ca părinții, pe care noi ca părinți o gestionăm uneori cu mare dificultate. Pentru că uneori poate avem un stil mult prea permisiv de parenting sau din contră, da? Mai autoritar, mai rigid. Și aici este foarte important să învățăm noi ca oameni până unde putem merge, da? Unde încep limitele noastre, unde se termină și unde încep limitele celorlalți. Cum ceea ce facem noi influențează pe ceilalți, da? Asta este din nou o nevoie importantă și, bineînțeles, avem nevoie de experiență în viața noastră din care să învățăm capacitatea de autocontrol și de disciplină. Da? Uitați-vă, de exemplu, nu știu, la școală, la copii din clasele primare, cărora le este foarte greu să stea în bancă, da? Pentru că ei vor să se joace, vor să interacționeze, da? Și aici învață primele repere pe partea de autodisciplină, da? O altă nevoie este nevoia de autoapreciere și de exprimare a emoțiilor. Și se referă
cu precădere la libertatea de exprimare a emoțiilor, da? Să ne simțim cumva în siguranță și liber să exprimăm ceea ce noi simțim într-un mod sănătos și cumva să avem credința că nevoile noastre sunt la fel de importante ca nevoile celorlalți, că și noi suntem importanți și suntem valoroși. O altă nevoie este nevoia de a se relaxa și de a se bucura. Avem nevoie să ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru, da? Să facem lucruri care ne aduc acea satisfacție, care ne aduc bucurie și care ne fac să ne simțim bine. Acestea sunt practic nevoile de bază pe care le are orice om pe lumea asta și modul în care aceste nevoi sunt atinse sau nu, așa cum spuneam, poate duce la dezvoltarea anumitor tipare disfuncționale care se reflectă în viața noastră de adult. Da? Și legat de cartea pe care tu ai menționat-o, ea tratează mai mult modurile din schema terapiei. Schema terapiei a fost dezvoltată ca model de Jeffrey Young. Și când vorbim despre schemă, vorbim de fapt despre niște tipare disfuncționale ce influențează gândurile noastre, emoțiile noastre, reacțiile fiziologice și se referă atât cumva la individ, cât și la relațiile acestui individ, da? Și dacă ar fi să dau un exemplu concret, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, nu știu, dacă în copilăria mea mică părinții au fost într-un mod inconsecvent alături de mine, e posibil ca eu să învăț despre asta că există oricând șansă să fiu abandonat, da? Și să fiu părăsit. Și uite, așa se poate dezvolta o schemă de abandon, de exemplu. Da? Teama și rana de abandon. Exact, exact. Atunci când vorbim despre moduri, în schimb, modurile sunt, de fapt, strategiile de adaptare prin care individul face față acestei scheme. Da? Când intervine această schemă de abandon, cum pot face față eu acestei scheme? Dacă ar fi să simplificăm puțin lucrurile, schemele reprezintă trăsăturile și modurile reprezintă stările. Da? Avem mai multe moduri, să zic, disfuncționale. Avem modurile disfuncționale de tip copil, care ele sunt înnăscute și care rezultă din aceste nevoi de bază neîndeplinite, se dezvoltă în perioada copilăriei și vorbim aici de copilul vulnerabil, copilul furios și copilul impulsiv și indisciplinat. Mai avem moduri disfuncționale de tip părinte. Sunt niște moduri internalizate, cumva vocea aceea interioară pe care ne-o formăm tot în perioada copilăriei, dar și adolescenței, sunt preluate de la adulții din jurul nostru. Așa cum spuneai și tu, pot fi părinți, bunici, persoanele din cadrul apropiat al copilului, dar și cadre didactice, da? Anumiți, nu știu, profesori, instructori, etc. Și cum sună ele? Sunt vocile părintelui critic și acelui solicitant. Dar avem și moduri sănătoase de funcționare, sunt modurile pe care cumva noi încercăm să le dezvoltăm în procesul terapeutic, modul de copil fericit și de adult cu gândire sănătoasă. Da? În același timp, în această categorie de moduri, avem strategiile de coping, despre care se discută de asemenea în cartea menționată. Sunt practic niște tipare disfuncționale pe care noi le dezvoltăm împotriva stresului, să zic așa, la modul general din viața noastră și pe care, bineînțeles, le dezvoltăm pe parcursul vieții noastre. Sunt strategii de evitare,
Și dacă ar fi să facem așa o paralelă cu mecanismele de supraviețuire, evitarea e egal cu modul flight, da? Adică vreau să ies din situația asta, vreau să evit durerea, fug de schemă, de ceea ce îmi spune ea, da? Menționam mai devreme schema de abandon, nu vreau să simt că o să fiu părăsit. A doua strategie de coping este predarea. Și de asemenea, dacă facem paralelă cu mecanismele de supraviețuire, frizul, mă predau în schemă, exact așa cum spune schema, mă comport exact așa cum spune schema, da? Și asta înseamnă că simt tristețe, da? E ca și cum trăiesc acel abandon, simt tristețe, simt durere, da? Și cea de-a treia, supracompensarea sau fight, mă lupt cu schema. Încerc să demonstrez că nu este adevărată. Sunt acei adulți care au fost poate neajutorați în copilărie și în perioada adultă încearcă să demonstreze cât de puternici sunt, cât de perfecți sunt ca adulți. Da? Asta este partea de supracompensare, adică mă lupt cu schema și cu ce spune ea că o să fiu abandonat. Și atunci demonstrez că eu sunt puternic, da? Nu pot fi abandonat. Da, mă gândeam, aceste mecanisme de coping, aceste mecanisme de apărare, e interesant că apar nu doar în cartea Sparge tiparele, și le-am regăsit și în alte cărți, dar cu precădere într-o carte superbă, Babette Rothschild, Corpul își amintește, unde ea vorbește un capitol întreg exact despre aceste mecanisme de coping și mă gândesc că au cumva legătură și ele vin cumva, să spunem, și instinctual. E firesc să încercăm niște mecanisme care să ne pună într-un soi de defensivă, de apărare, să știm că suntem safe, că suntem oarecum într-o stare de siguranță și de confort și mă gândeam dacă ele au legătură și cu partea aceasta de copil vulnerabil. Faptul că și din punct de vedere sociocultural, nu doar legat de traumele din copilărie, de relația cu părinții și cu profesorii, cu cadre didactice, dar cred că și din punct de vedere sociocultural, noi am fost învățați și aș putea spune mai ales băieții să-și reprime emoțiile. Și atunci, pentru că e o cutumă, da, socioculturală, băieții nu au voie să plângă, uite, tu ești băiat mare, nu ai voie să plângi, doar fetițele plâng pentru că, din punct de vedere social, ele sunt lăsate, și e ceva firesc, ele sunt lăsate să-și exprime, pentru că sunt sensibile, să-și exprime și prin plâns anumite nevoi, să nu și le reprime. Și în momentul în care avem parte, să spunem, de... Și lucrul ăsta se întâmplă, în general, am observat eu la școală, băieții mai sensibili, poate mai introverți, care au parte de un anumit tratament. Și atunci ce fac? Își reprimă emoțiile respective și își fac așa un fel de armură, exact ce spuneai tu, eu sunt perfect. Nu știu ce e aia slăbiciune. Nu, eu nu sunt vulnerabil, da? Deci eu sunt... tocmai din teama de a nu fi abandonat, pentru că nu ai fi dezirabil sau suficient de dezirabil, suficient de bun pentru un partener, și ajungem în relații, mai ales în relațiile de cuplu, de familie, să nu fim suficient de deschiși. Să nu fim suficient de... să ne fie teamă să ne arătăm așa cum suntem noi. Dar dacă părinții mei poate nu m-au acceptat sau dacă părinții mei m-au respins sau dacă părinții mei au considerat că eu, uite, nu sunt suficient de bun, dacă va crede și partenerul meu de viață despre mine același lucru, nu e mai bine ca eu să-i prezint lui, de fapt, ca să-l impresionez, să-i prezint o altă fațetă de-a mea și nu aia unde sunt eu autentic? Și atunci e fuga de autenticitate și de fuga de vulnerabilitate? Da. Pentru că, așa cum spuneai tu, învățăm de mici
din felul în care adulții reușesc să valideze și să oglindească anumite emoții, dacă aceste emoții sunt acceptate sau nu. Dacă părintele meu îmi spune, dar nu mai plânge, dar nu ești fetiță, asta este clar că emoția asta nu mi este acceptată. Da? E ca și cum părintele îmi spune, nu este bine să simți așa. Și atunci eu voi interioriza acest lucru și nu voi mai simți, voi evita să plâng. Da? Pentru că părintele este persoana de atașament, da, din viața mea. Părintele este cel care îmi guvernează cumva și îmi creează acest cadru de siguranță. El știe mai bine, este mai mare, mai puternic. Da? Și atunci, pentru a supraviețui, da, că este un mecanism de supraviețuire, învăț să-mi reprim acea emoție. Și așa cum spuneai și tu mai devreme, apropo de schemele astea care... ele sunt dezadaptative, clar, au acest caracter dezadaptativ și se formează încă din copilăria mică și ele, bineînțeles, evoluează pe parcursul vieții în funcție de experiențele cu care noi interacționăm. De exemplu, au avut rolul de a ne face să, de a ne susține supraviețuirea, dar ulterior în perioada copilăriei, dar ulterior în perioada adultă, ele ajung să ne saboteze. Și fac lucrul ăsta într-un mod inconștient, pentru că această cărare a schemelor este una bătătorită. Da? Nici nu mai realizăm când suntem în acea schemă. Este lentila prin care noi privim piața. Da? Este regula, calea. Și mai mult decât atât, așa cum bine știm, creierul caută această cale scurtă, da? Cale cunoscută, familiară nouă, da? Și atunci ne este foarte greu să ne dăm seama că stai, că de fapt asta vine din copilărie și spune ceva, adică despre rana mea de abandon. Și îți dau un exemplu foarte simplu. Ori de câte ori, la un moment dat, într-o situație, reacționăm mult mai cu reacții mult mai aprinse decât o presupune contextul, este clar că ceva ne trage în trecut. E ceva venit din trecut. Da? De exemplu, îl aștept, nu știu, pe soțul meu să mă ia de la un curs și el întârzie. Da? Mi se reactivează rana de abandon, da? Care îmi spune că oricând pot fi părăsită și abandonată. Că poate, scuză-mă, că poate în copilăria ta, la un moment dat, ai fost la un cerc unde te-au dus părinții sau au fost la școală și părintele ți-a spus că va veni la ora X să te ia de la școală sau de la cercul respectiv și a întârziat și atunci se face acea asociere. Exact, e ca și cum eu am învățat ceva. Mi se reactivează. Acesta este cumva un trigger și mi se reactivează ceea ce eu am învățat în trecut. Da? Că există oricând șansa să fiu abandonată, să fiu părăsită. Și atunci, ce facem? Asta este schema, da? Asta este schema. Dar care sunt mecanismele de adaptare, de coping? Modurile? Cum putem să ne adaptăm acestei situații? Păi putem să intrăm în modul de copil curios. Și atunci când vine soțul nostru să începem cu o pleiadă întreagă de da, nu se poate, cum să întârzi, da, niciodată nu-ți pasă de mine, da, întotdeauna faci așa, da? Sau din contră, să ne ducem în strategia de coping în predare, da, așa cum spune schema, și să ne simțim foarte triști, da, uite, așa este, în viață lumea te abandonează, da, nu le pasă. Sau să dezvoltăm o altă strategie, cea de evitare, în care evităm să simțim tristețea asta, da? Evităm să simțim tot ceea ce spune schema și eventual pe viitor o să evităm astfel de situații, da? Okay. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Mihaela Zver, psiholog, psihoterapeut, despre terapia schemelor, despre felul în care putem depăși aceste pattern-uri, tipare relaționale, comportamentale cu care venim din copilărie, felul în care
putem să avem o relație funcțională sau relații funcționale, sănătoase, armonioase, echilibrate cu cei din jur, chiar dacă poate am avut în copilărie un stil de atașament destructurant sau anxios sau evitant. Și am pornit discuția de la sau pe marginea cărții Sparge tiparele, cum să-ți recapezi libertatea de a fi tu însuți prin terapia schemelor. Vă mai arăt încă o dată cartea la cameră. Gita Jacob în colecția Psihopractica a editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Mihaela Zved, pentru informațiile prețioase și pentru, și pentru partea aceasta de cazuistică cu exemple, pentru că oamenii au nevoie de exemple și noi am încercat să dăm și niște mici, să spunem, exemple din care se pot întâmpla din viața noastră de zi cu zi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii Zilele Sănătății Mentale. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!